prieteni, profesori, noi n-am fost, dar am fost tovarăși de luptă. Asta este tot felul de cauze. Pe care eu le voi invoca și în interviul ăsta, ca să rămână mărturie, ele mai tânăr ca noi cu 20 ceva de ani, pe gătine cu 18, ca să fiu scos din luptă și eu, deci ca să fie scos din luptă mantoi eventuale timpului care a trecut, mi s-a adus în vinuirea că am fost la beții cu tine, că am făcut... Asta sunt niște copilării. Nu erau copilării în ianuarie 90. Astea erau copilării care se puteau omorâ un om. Spuneam că Nicu Ceaușescu și Andrei Bănescu au băut ca porci și lumea zicea, cum? Și noi aduceam greu, le mamă lor de porci. Ia uite, și-a publicat România Liberă, poze, articole despre chestii, mizerii de-astea, cum ne ferice. Da, deși că ura este un sentiment mai puternic decât iubirea. Așa că... E mai puternic, dar e mai primitiv. E mai la îndemână. Vezi. Ți-am spus că... Sunt lucruri care... Și-a putea și nu se poate. Nu se poate. Cum așa cum nu se poate cu securitatea? Cu toată viața m-am ferit de pereți și acum mă feresc chiar. Nu, nu e vorba că te ferești. Nu trebuie să te cem în fața pereților și nu trebuie să te cem în fața nimănui. Asta e părerea mea. Dar sunt... Și că pereții la coroneți. Da. Dar mai că ea sunt plin de sfinți. E diferent. Spre alte o sedire, dar îți pereți. Nu, nu am terminat povestea anului 1985. Când te-ai întors din China și Coreea atunci, știu că ai încercat să îndreplezi ceva pentru ca să nu se distrugă tot ceea ce făcusem la cena cu Flavia. Ce oare a oprit chestia asta? Ce deranja atât de tare? Aaaa, prea mult. Deja când eu m-am întors, cărțile erau făcute. Din păcate. Știi că în 21 decembrie am fost chemat la Comitetul Central să încerc o ieșire la televiziune pentru printr-un text, printr-o poezie, însă n-aveam argumente. Erau de față Mita, Eugen Florescu și ceilalți. Crezi că dacă mai mulți oameni corecți sau mai corecți și valoroși din politică, din cultură, ar fi fost de partea unui ideal de stângă, s-ar fi ajuns în 89 la asta. Nu crezi că plecarea unor oameni valoroși și de opinie a potențat rău? Crezi că era același sfârșit dacă mai mulți oameni care puneau probleme, care nu lăsau ca unele lucruri rele să se petreacă fără măsuri de precauție și fără temporizarea lor, ar fi fost lângă Nicolae Ceaușescu? E greu de prevăzut. Și e greu de discutat acum ce s-ar fi întâmplat dacă. Tot timpul apare un dacă. Ce s-ar fi întâmplat la Waterloo dacă în loc de trupele lui Blücher apărau trupele lui Rușinu, care a fost sfătuit toată ziua să meargă pe un sau un tunel. Și el n-a mers încă n-a primit ori. Deci prin Napoleonii Timezese și alte emisari, dacă erau fost interceptați. Păi da. Ce s-ar fi întâmplat? Păi nu s-ar fi întâmplat să nu atunci, dacă începem... Asta adică, nu, dacă, se totuși dacă, lucru foarte aproape de noi. Adică, nu cumva politica greșită față de valori a influențat hotărător felul sfârșitului. Că probabil, în scenariul marilor puteri, sfârșitul era oricum ăsta. Dar uite, hai să spun ceva. Jivkov trăiește. Eu cred că Jivkov n-a făcut mai mult pentru Bulgaria decât a făcut Ceaușescu pentru România. Asta e părerea nu în fața ta, în fața cititorilor mei. Asta o spun eu mereu. Asta e pledoaria mea. Care nu e deloc comod. Așa cum am fost incomod mai de mult, sunt incomod și acum, să știi. Poate știi. Sunt convins că știi. Pentru că, de exemplu, una e să scrii tot timpul împotriva lui Ceaușescu, cum scrie
majoritatea, scriu cei mai mulți dintre gazdari, și una e să spui, cum a spus Mita, ce s-a întâmplat la Ialta, la întâlnirea Ceaușescu-Brejnev, unde portretul Ceaușescu este excepțional. Portret de demnitate, de curaj național. Una e să spui că Ceaușescu e acelul Gorbaciov. Respectarea... deci, luarea în considerare consecințelor tratatului Ribbentrop-Molotov și deci desfințarea acestor consecințe, asta însemnând recuperarea Basarabiei și a Bucovinei, și alta e să nu spui nimic despre asta. Eu ca director de revistă, am pledat pentru adevăr. Nu pentru că mi-ar fi fost mie favorabil, sau pentru că aș avea vreo plăcere deosebită asta. E marea plăcere a adevărului. Ăsta a fost adevărul, care este, la ora de față, evitat. Eu am mai trăit odată și știi că pedalia mea atunci era pentru Antonescu, așa cum ești acum. Da. A făcut lucruri pe care nu le-a făcut nimeni. Încât acum sunt în situația de a mă simți confirmat că lucrurile pe care le-a făcut Ceaușescu în plan extern sunt incomparabile. Te întreb, scenariul fiind scris, deci pentru România, nu crezi totuși că nu s-ar fi ajuns la dezastru din decembrie 89? Dacă niște oameni de valoare ar fi fost totuși lângă Nicolae Ceaușescu? Da, știu, s-au făcut, după părerea mea, nu am făcut multe greșeli. În perioada aia foarte scurtă. 16-17. Am un reproș să-ți fac. Te-am căutat pe 17 la Sibiu. Foarte. Mi-ai scris asta, da. Da. Te-am căutat pe 17 la Sibiu. Am vorbit, eram disperat. Auzisem de la un om din Timișoara, un prieten al meu, vinerea. Mi-a dat reproș și mi-a spus că e un dezastru. Că situația e așa cum e. Și te-am căutat. Am căutat un om cu care să vorbesc. Și te-am căutat la Sibiu. Și, ca de obicei, niște oameni s-au interpus între mine și tine. Și recompunând momentele și punându-le față în față, am înțeles că erai la săriște și jucai tablă. Nu, eram la săriște, eram acasă. Chestia care m-a durat o curiozitate. Nu că aș fi putut eu face ceva sau tu, că asta era istoria. Dar... unor ține de o pură întâmplare ce se întâmplă. Da. Sigur că erau multe scrise din cele care au zis. Dar parcă era bine să nu fie greșele de care scrie. 16, 17, 19, 20, 21. Nu? Care e cel mai interesant lucru, că eu, în afară de primar, afară de automat care a operat să o ia în Sibiu în 2019, după aia am mai auzit la Domnești. Ba nu, seara la televizor, parcă mai trebuie. Eu mort n-am văzut. Dacă m-aș simți vinovat cu ceva, vis-a-vis de învinirile care mi s-a luat. Bă, fiecare om are împărțelui bune, împărțelui rele. Ar fi o absurditate să spui că un om a făcut numai lucruri bune, sau nu a făcut numai lucruri rele. Adică, în conștiința mea, ca să fiu mai explicit, nu. Îmi găsesc nicio vină față de ceea ce s-a întâmplat la Sibiu. Dar exact ca-n povestea aia cu Acarul Pom, de că nu i-am mai vreo să întâmplă. Adică eu rămân până la urmă la teza pe care ți-am mai spus-o, cred, și altă dată. Ca să înțelegi evenimentele istorice, este de zeci de ani, iar că am scris o expedea. Pentru că cei care au fost în interiorul lor, te știu. De te rog mult să ajuți la limpezirea acestei istorie. Eu nu-mi pierd nădejdea că
pe timpul vieții noastre lucrurile se vor clarifica. Am auzit aminte de chestia cu Nichita și cu... Îmi pare bine că ne întâlnim în timpul vieții noastre și nu în timpul vieții altor. Încă în 1990, în ciuda faptului că eram învinuit că am fost prieten cu mine, și prieten într-o zi noi n-am fost, dar am fost tovarăși de luptă. Asta este adevărul. Tot felul de cauze. Pe care eu le voi invoca și în interviul ăsta, ca să rămână mărturie. El e mai tânăr ca noi cu 20 ceva de ani. Decât tine cu 18. Ca să fiu scos din luptă și eu, deci ca să fie scos din luptă mantoi eventuale timpului care a trecut, mi s-a adus învinuirea că am fost la beții cu tine, că am făcut... Astea sunt niște copilării. Ei, nu erau copilării în ianuarie 90. Astea erau copilării care se puteau omori un om. Spuneam că Nicu Ceaușescu și Adrian Bănescu au băut ca porci și lumea zicea, cum? Și noi aduceam greu, le mamă lor de porci. Ia uite, și-a publicat România Liberă, poze, articole despre chestii, mizerii de-astea. Poza aia care a apărut, dar am văzut-o. Și cred că mai erau încă vreo 70-80 de poze identice, dar cu alte persoane, fiindcă, stai că mi-a luat eu bine aminte. Și cam doar memoria nu m-a lăsat. Asta a avut loc când a fost o decernare de premii și la Cenacru și la restul. Da, la sfârșitul 84. Sfârșitul 84. În seriul UTC. Așa este. În sala Birou. Da. Și la sfârșit am dat la unul cu de șampanie. Am ciocnit cu fiecare. După aceea scoți o podă și o pui. Și spui, uite ce beții făceau ăștia. Și pui, uite ce beții făceau ăștia, ăștia pe fondul mâniei populare, încărcări, teroriști. Era toată isteria aia generală. Și aia, deci au pozat aia, n-au mai spus ce vorbeam atunci, ce se întâmplă acolo, că Popa Gheaja cânta să-i ducă celui. Lucru profund, insolit, nu se întâmplă nicăieri. Nu s-a întâmplat nicăieri. Și ce se întâmplă, numai oamenii proști au probleme cu răzbunarea și așa mai departe. Nicule, eu știu asta foarte bine, că dacă eu vreau să mă răzbun, tu știi câți dintre cei de sus, care sunt închiși acum aici, m-au făcut mie rău. Știi când s-au reproșat și ție că sprijin ceva cu flacăra? Știi cât m-a făcut rău? M-au luat casa, m-au făcut... Deci, eu n-am nicio răzbunare cu nimeni. Da, deci știi că ura este un sentiment mai puternic decât iubirea. Așa că... E mai puternic, dar e mai primitiv. E mai la îndemână. Vezi?